Bună dimineața, sunt Alina Nenu și urmăriți știrile dimineții la Antena 3 Vâlcea. Două turiste de 60 și 61 de ani s-au accidentat vineri 4 septembrie în timp ce se aventurau pe trasee montane dificile și fără echipamentul necesar în apropierea de Băile Olănești. Femeile au fost găsite și salvate de jandarmii și salvamontiștii din zonă. În data de 4 septembrie, în jurul prânzului, la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea au fost primite două apeluri de urgență care anunțau accidentarea a două femei în vârstă de 60, respectiv 61 de ani, care se aflau pe trasee montane în localitatea Olănești. Două apeluri SNU 112, la distanță de 30 de minute, au mobilizat jandarmii din Olănești, lucrătorii din cadrul Serviciului Salvamont și al ambulanței, să intervină și să acorde ajutor unor doamne sexagenare. Primul strigă de ajutor a sosit vineri după amiază, în jurul orelor 12:50, când o femeie în vârstă de 61 de ani, aflată pe traseul turistic Piatra Scrisă, a alunecat și s-a accidentat la un picior, urmând ca, în jurul orelor 13:20, să primim cel de-al doilea strigă de ajutor de la o femeie în vârstă de 60 de ani, aflată pe traseul turistic din zona Pătrunța, care s-a accidentat în același mod. Deși distanța între cele două locații este de aproximativ 30 de kilometri, jandarmii, salvamontiștii și asistenții medicali au acționat cu rapiditate, cele două femei fiind găsite în timp util pentru acordarea primului ajutor. Doamna care se afla pe traseul Piatra Scrisă a fost transportată la spital întrucât a prezentat fractură de picior, iar doamna care s-a aflat pe traseul din zona Pătrunța nu a avut nevoie de transport la spital întrucât doar și-a luxat piciorul și a plecat ulterior cu soțul cu autoturismul din dotare către casă sau în stațiune unde erau cazați. Serviciul Salvamont din Olănești recomandă plecarea pe munte doar cu echipament adecvat, respectarea marcajelor montane, dar și o informare riguroasă asupra dificultății și stării traseului pe care urmează să îl parcurgeți. În primul rând trebuie să ne informăm despre ce traseu vrem să facem. Trebuie să luăm în considerare pregătirea noastră, în primul lucru. Doi, echipamentul corespunzător, o gheată, o lanternă, ceva de ploaie, pentru că vremea la munte se schimbă și trebuie să ne informăm foarte bine despre traseul respectiv. Câte ore de întors depinde de circuit, depinde de ce vrem să facem o zonă montană. Recomandările sunt în felul următor. În primul rând trebuie să ne informăm foarte bine de starea traseului, durata lui și informații despre traseele montane, dificultatea și tipul acestora pot fi cerute specialiștilor din cadrul salvamontului, dar și rangerilor care se ocupă de parcurile naționale din județ. Localitatea Ocnele Mari, recunoscută pentru ștrandurile cu apă sărată, dar și pentru salină, și-a recăpătat anul acesta statutul de stațiune balneară. Numărul de turiști din sezonul estival, care tocmai s-a încheiat, a fost însă mai mic din cauza pandemiei. Anul acesta, localitatea Ocnele Mari și-a recăpătat statutul de stațiune, pierdut după Revoluție din cauza lipsei de investiții în infrastructură și a unor prăbușiri de terenuri în zona fostelor exploatații miniere. Anul acesta, turiștii au continuat să vină în concediu, chiar dacă au fost nevoiți să respecte distanțarea socială și restricțiile impuse de pandemie. Deși numărul acestora nu a fost la fel de mare ca anul trecut, punctele turistice din Ocnele Mari nu au dus lipsă de vizitatori. Avem stațiunea Ocnele Mari în care se găsesc punctul turistic Salina, deci care este un punct de atracție turistic foarte frumos. Aici, pe timp de săptămână, numai până vinerea, sunt peste vreo 7.000-8.000 care tranzitează, iar în cursul weekendului peste vreo 7.000, iar deci vreo 15.000 pe săptămână, 15.000 de persoane care vin în punctul turistic de la Salina. Câți s-au înregistrat la Centrul de Informare și Promovare Turistică Ocnele Mari? Până în prezent, peste 1.500 au trecut pragul Centrului de Informare Turistică, prin care au cerut date să documenteze de pensiunile turistice de la noi. Anii anteriori au fost și mai mulți, anul acesta au fost puțin mai reținuți, dar totuși nu am stat rău. Stațiunea Ocnele Mari, cunoscută la nivel național pentru salina și ștrandurile cu apă sărată, le oferă turiștilor posibilitatea să viziteze și câteva obiective istorice. Cele două ștranduri cu apă sărată, care au o calitate făcătoare de
minuni, prin tratamente, prin, deci este o apă sărată foarte, foarte bună. Și după aceea relieful geografic al orașului, care este unul foarte frumos. Este Evantaiul, este Lacul Doamnei, este Fagul Miului, Fântâna Buridava, Cetatea Buridava, sunt locuri istorice. Turiștii din diferite zone ale țării continuă să vină în Ocnele Mari, chiar și acum, după 1 septembrie. Veniți des aici, la Ocnele Mari? Da, e al treilea an. Și cum vi se pare? Cum v-ați simțit anul acesta? Foarte bine. Având în vedere condițiile. Chiar curat. Chiar de ce noi am fost aici la șandul ăsta cu apă sărată și curat. Da. Înțeleg că v-a plăcut, să-i jur. Ne-a plăcut, da. Și plaja mai amenajată decât anul trecut, de exemplu. Da, curat. Atâta închise toate din cauza virusului. De obicei venim în extra sezon, de la 1 septembrie mai apoi, pentru că e mai liber. Și nu e soarele foarte puternic și vizităm și salina și pădurea. Și mă zici și parcă nu mi se pare aglomerat față de anul trecut, că am mai fost și anul trecut. De obicei veniți așa în extra sezon? Nu, de obicei venim în sezon, dar acum am avut concediu acum și acum ne facem concediu. Conform primarului Mihai Pătru, sezonul estival se va încheia după 15 septembrie, odată cu începerea școlii. Au trecut 2 ani de când handbalistele de la SCM Râmnicu Vâlcea dețin supremația în întrecerea internă. Ultima performanță pentru elevele antrenorului Florentin Pera a fost obținută în fața eternei rivale CSM București. Oltencele au cucerit 2 importante trofee chiar pe terenul adversarei din capitală. Campioanele de la SCM Râmnicu Vâlcea au dovedit încă o dată că în ultimii 2 ani fac legea în handbalul feminin românesc. După 6 luni fără jocuri oficiale, elevele antrenorului Florentin Pera au dat o nouă lovitură titratei CSM București, iar pe terenul acesteia, așa cum s-a întâmplat și în 2018, atunci când oltencele au cucerit Supercupa. De această dată, miza a fost dublă și asta pentru că învingătoarea acestui duel avea să cucerească atât cupa cât și Supercupa României. La pauză, vâlcencele, în echipament roșu, au avut un avans aparent liniștitor de 8 goluri, 15 la 7. La jumătatea actului secund, gazdele s-au apropiat la numai 2 goluri, 17 la 15. Vâlcea a trăit periculos finalul finalei, în special principalul Florentin Pera, care a avut nevoie de întreg staful medical pentru a rămâne conștient pe bancă. S-a ridicat fericit abia la festivitatea de premiere și asta pentru că elevele sale au reușit să gestioneze mai bine ultimele 2 minute, la capătul cărora s-au impus cu 22 la 19 și au intrat în posesia celor 2 prețioase trofee. Într-adevăr, am avut emoții, însă mă bucur că am găsit cele mai bune soluții de a duce jocul până la capăt în favoarea noastră. Nu pot decât să-mi felicit echipa, fetele, pentru dăruire, pentru abnegație, pentru faptul că au luptat împreună, nu au cedat nicio secundă. Ne-am bucurat pentru fiecare gol. Am arătat ca de fiecare dată ca o familie. Suntem fericiți, însă trebuie să realizăm că principiul de bază la echipa noastră rămâne munca, disciplina, seriozitatea și unitatea grupului. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3 Vâlcea. Urmează matinalul Fi Antenă cu Vali și Diana. Sâmbătă, 5 septembrie, Ilia Muzan și-a lansat candidatura pentru primăria Călimănești din partea PPUSL, în prezența fostului ministru al Apărării Naționale, Corneliu Dobrițoiu. Evenimentul a fost un bun prilej pentru toți cei care îl susțin să afle care sunt planurile pentru următorii 4 ani. Ilia Muzan a mai condus orașul în perioada 2004-2012 și crede că în mandatul 2020-2024 va putea realiza obiective importante, cum ar fi telecabina de pe Muntele Cozia, dar și montarea de panouri fotovoltaice. Ce avem în plan ca să realizăm în perioada 2020-2024? Sunt lucruri foarte importante pe care să vorbim despre ele ar fi prea puțin, dar va fi foarte important ca în anul 2024
ceea ce avem noi în acest program să se realizeze și toți de aici care suntem să facem o plimbare pe muntele Cozia Câtele Cabina, să facem o plimbare la centrul de convenții și expoziții și să vedem că așa este, parcul de panouri solare voltaice va face o îmbunătățire a zonei, dar și un exemplu pentru cei care sunt în județul Vâlcea și nu numai, să ia exemplu a ceea ce se numește profesionalism la Călimănești. Corneliu Dobrițoiu, unul dintre liderii importanți ai PPUSL, mizează pe experiența și profesionalismul lui Amuzan, însă îl sfătuiește pe acesta să țină tinerii aproape. Aveți o mare provocare, domnule Amuzan, să-i creșteți pe copiii ăștia. Am văzut în echipa dumneavoastră oameni care deja au nume în viață, au o cale bine definită, sunt formați și sunt recunoscuți atât la nivel local, cât și din punct de vedere profesional. Elena Dinu, fostă profesoară de limba română la Liceul de Turism Călimănești și actualmente pensionară, a fost consilier local timp de 8 ani la primăria Călimănești. Aceasta l-a numit pe umanistul Ilie Amuzan omul marilor proiecte. Deși a plătit politic, Elena Dinu a votat în Consiliul Local Călimănești pentru demararea proiectului de asfaltare a întregului oraș, proiect inițiat de primarul de atunci, Ilie Amuzan. Aș vrea să vă mai spun încă un lucru pe care oamenii atunci nu l-au prea prețuit, dar pentru care noi am luptat în Consiliu. Trecând peste faptul că eu eram din partea altui partid, am fost alături de domnul Ilie Amuzan și am semnat asfaltarea orașului. Am plătit acest lucru, dar nu-mi pare rău pentru că răsplata vine din partea oamenilor și lucrul acesta se știe și domnul primar Ilie Amuzan a apreciat atunci acest lucru și eu și cu încă o colegă, o doamnă consilier. Ne bucurăm că am putut să fim atunci alături de marea asfaltare a orașului. De asemenea, introducerea rețelei de gaze naturale în Călimănești s-a realizat tot în mandatele de primar ale lui Ilie Amuzan. Luni 7 septembrie a avut loc pe platoul de la Fețeni lansarea programului economic al candidatului la primăria Râmnicului din partea PNL, Virgil Pârvulescu. Acesta a prezentat o serie de priorități, cum ar fi deschiderea spre investiții, redresarea și prosperitatea economică, educația, conectivitatea și infrastructura, calitatea vieții, turismul. Potrivit candidatului, Râmnicu Vâlcea ar putea deveni în 2024 capitala europeană a turismului inteligent. Pe lângă toate acestea, Virgil Pârvulescu își propune să încurajeze și să dezvolte și alte sporturi în Râmnic, pe lângă handbal. Cetățenii orașului Râmnicu Vâlcea nu doresc doar handbal feminin. Doresc și fotbal, doresc și atletism, doresc și basket, și tenis. Orice. Încurajez mișcarea sportivă. Orașul Râmnicu Vâlcea are nevoie de mișcare. Virgil Pârvulescu a declarat că acest program economic va fi pus în aplicare imediat ce va câștiga primăria pe 27 septembrie. Virgil Pârvulescu, pe data de 29 septembrie, în momentul investirii în funcția de primar, în fața dumneavoastră, o să scrie demisia în alb. Pe birou va fi demisia mea pentru faptul că programul pe care eu îl propun și cu care noi câștigăm primăria orașului Râmnicu Vâlcea, aceea este garanția că noi nu ne prezentăm într-o cursă electorală cu baliverne.